Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Rust. Aici în FPS-uri puține din cauza bazei acelea. În fine, mai puțin important, vreau să vă povestesc o mică întâmplare destul de amuzantă, aș putea spune. Chiar și acum. Nu mai arată, mă? Nu mai arată. Pe serverul pe care am făcut noi live. Așa. În fine, adminul mă știam cu el de ceva timp și mi-a dat acolo un kit, în fine, mi-am dat eu o grămadă chestii, mai puțin important, și bază. Și ca să vedeți, evident românii au venit, ne-au raidat și ne făceau noob și toate cele. Am spart câteva butoaie, mi-am luat un M4 de ăsta. Frumos. Și am scos. Erau 4 aici, i-am scos pe toți. Au venit iar aici 3, i-am scos. Și tot ce o să la nobu și prostu și vai de capul meu, că am bătut 4. N-aveam armură, n-aveam nimic, aveam 100 de gloanțe în armă și atâta tot. Și am scos. Și tot eu să la prost. Și acum vedeți de ce încerc eu să mă feresc de servere cu români. Bine, pe serverul ăsta puteți să intrați, e serverul pe care fac live. Nu filmez pe ăsta clipurile normal, dar am zis, bă, hai să vedem ce avem, știi? Ce s-a mai întâmplat pe aici. Și oricum, mare chestie, nu am pierdut. Dar ce am kit-ul, dacă vă uitați test, uitați-vă ce am la numele meu, Hero V++, încă un V+. Adică n-am nicio treabă și ca idee, deci, na. Ca să vedeți și voi, oricum, episodul ăsta îl fac aici, dacă tot am început. Clan de 5-6, câți erau ei. Și după, nu știu ce, pășei flamenii să călbate la liceu, adică vă dați seama cât de români cocliți. Să vedeți și voi. Bă, stai că oprești pe o tureta. Așa, dați-vă acces toți la ea. Dați-vă acces la... luați de aici armuri, că am luat câteva chestiuțe. Bă, da, ia, lutați-mă de aici, om. Vedeți că și aici sunt glanțe, expect, vezi. Bă, ieșiți aici afară și lutați. Ia, Killtox, se vine, o să-ți dau aici ție. Că am mai luat câteva de la ăștia una alta. Sniper, adaugă-mi la prieteni. Te am la prieteni. Nu porni tureta, stai să-mi dau și acest. Nu porni. Ia-ți. Oricum, pe serverul ăsta e foarte ușor să raidezi, că dacă ai clan mare, votezi și îți dă 10 C4-uri de fiecare și era o bază identică cu asta și aici. Și de asta. Dar, ca prin urmare, ca să vedeți și voi, și le-am zis, bă, frate, intră pe Discord. A, nu, dar intră tu la noi, că nu știu ce. Stai, Trex, expect player în funga. E low de tot. De unde știi că e low? Ok. Am găsit un LR pe jos, dacă vreți. Unde au ei baza, mă, că ai zis că au pe aici, pe aproape. Nu, era într-o bază raidată, era. Trăgeam mine. Oricum, deci, repet, nu ăsta e serverul pe care filmăm noi. De obicei, cum facem noi cu filmările, ați văzut, am multe filmări, ne jucăm continuu și de abia când se dă wipe, postăm și noi deja suntem pe alt server. Bă, cine e ăla? Spate. Ca să nu întâlnim specimene de genul. Bă, nu mai am o bază pe ea? Bă, da. Eu sunt ăsta, nu trageți. Și-i fie ăla de departe. Stai pe glunțe. No. Bă, baza aia mare din blindaj nu era acolo înainte. Bine, mare. Nu-i înalt, atât. Bă, ia lasă-mă să fac eu pe aici, mă. A spus build. Da. Da, am pus eu. Vrei de-alea mari? Bă, da, fundația asta aici, o vezi? Să nu fie un scop. Asta aia meu. Ăsta e... Carl. Vezi Carl. Că n-am acoperit. Uite, mă, ăsta are gloanțe, de ce nu luați? Are pe grămadă de chestii. N-are de AK. Are de alea. N-are de AK, are 100. Are HV-uri. Și alea nu-s de AK, nu? Ba da, dar nu. Băi, șeifule, ce naibii faci? Nu știu, dar nu-mi plac astea. Sniper, băgăm totul la tine în bază? Dacă vrei, da. Păi hai să îmi deschizi și mie, să bag ceva pe acolo. Că n-am cufere, dacă hai să faci cufere. Hai că am eu să fac cufere. Hai. Deci eu mai lutam pe ce chestie. Stai să acopăr zidul. Care are set home pe afară? Gat, ca măcar să nu intre aici. Revin în 3 minute. Da, ok, nu-i problemă.
Bine, acum filmez cu OBS-ul vechi, de asta am web ăsta și mai multe chestiuțe. Bă! Hai, lasă, le las aici, de lembi. Mamă, e beznă aici, pune-ți un campfire, bă. Ce beznă, mă? Ești tu beznă, e luminat. Cum o să fie luminat, ești nebun? Da. Acum e luminat, bă! Mai e prea luminat. Acum e luminat. Expect, e același cod, măcar ți l-am zis. Am uitat. Aia. Vedem pe mână. Aici, ia unde se aude sunetul ăla. Pardon. Și acum o să aștept comentarii de la ei, că nu știu ce. Deci să vedeți cât de crini sunt oamenii. Așa. În fine, nu-mi pasă. Chiar m-am auzut chestiile de genul, că sunt tryhard de aia, știi? Și chinezi să dai nene de baza. Am revenit. Și dacă îi zic la admin să le dea bani la toc, nu, asta se va întâmpla, dar... Nu sunt bulangi. Aia măcar o dată în viață. Da, nu, nu. Oricum ți-am zis, eu nu mă joc. Pe aici, trește. Nu mă joc pe ăsta, decât pe live. Bun, hai să mergem și noi afară. Mamă, ce am dat-o lola. Aici. Mai sunt pe aceia de ăștia cu lanț? Da, vezi cum mai era unul aici. Opa, cred. Cine ai fost? Uite, nakauri, glanțe. Killtox, ai nevoie de ceva, nu știu. Seringi, bă, voi chiar nu luați nevoie de nimic. Faceți pe acolo să ieșim ca aici dacă construiesc. E aici ăsta. Acolo dacă construiam puteau să intre. Stai să-i stai. GG! Stai puțin, Trex, dă-te puțin. Ne-s curios să ne iau ăștia baza. Nu, bă, cine ia? Unul pe malul, unul pe malul. Bă, bine, o construiește încă când atac. Bă, mă împingi! Ca virtual. Virtual. Bă, țar, mă. Fuuu! Libertate. Deci când intrasem eu pe server, oamenii de-abia au terminat să spar baza mea. Gen. Și dădeau cu rachete în alu sniper. E inviță mai de. Da, oricum n-aveau ce lua. Păi ia să-și ide. Ești cheltuie. Bă, eu iau asta. Bă, baza aia mare de acolo. Care, mă? Aia era lui. Ce-o fi el? Ce-o fi era? Dar să nu fie al lor, gen. Păi hai să mergem, că n-am venit nimic, că oricum ei din partea aia veneau, ai văzut. Opa. Hai să vedem. Trex, ia astea. Iar mură. Dăm counter raid. Da, nu vezi, mă, că am. N-ai, ai de-aia. Bă, am, mă, ține-le, băi, frate, că am. Băi, eu te văd că ai de-aia de... Lasă, zic eu că am armur. Da, mă, e de la asta din față. De pe malul ălalt. Mhm. Uitați-vă, 33 de FPS-uri. Mamă. Bine, planul meu acum știți, probabil cei de pe live să-mi schimb placa. Da, uite-l, mă. O alținuată, el ce face? E să-mi schimb placa video. Bă, putem și noi să votăm dacă le găsim baza. Și erai de muncă. Da, am văzut de ce sunt stare oamenii. I-am dat două hituri lor la Cocao și-o dat home. Hai, mă, mă lași cu dăștia. Ăștia numai offline raid, bă, știu să fac, atâta tot. Și să comenteze foarte mult. Așa e mare parte când... Când un YouTuber joacă undeva, să fie mari și șmecheri. Și aici puteți să-mi dați dreptate 100%. Eu îi cunosc pe din afară că au fost la mine în timp. Tu îi cunoști, probabil. Mai ales Tudor ăla, în 4 ore și-a făcut un turn și aștepta să-l raidăm. Și le-am spart, logic. Ia uzi. Tudor îmi zicea, știi, când vorbeam cu el pe TeamSpeak, că el vrea să te raidezi doar ca să apară în videoclipuri, nu altceva. No, vedeți și voi. Apropo, el e shave. Ah. Știți că am avut și cu el probleme și avea în clamp acolo. Deci, na, băiatul vrea să mă raidezi să apară în clip. Vă dați seama cât de... Îi fac faimă și mă. Dai seama. Bă, da, cine tragi, mă? Nu trage naked, nu fost gomot, mă, sniper-e.
Era unul care stătea în picioare. Acolo sus. A călcat unul în trap. La baza aia? În bază? Nu, afară. Hai să vedem cine este. Vezi ursul, ursul! Cum bate ursul ăsta? Doar la tine. Hai grijă, nu merge pe lângă bază, că-s trapper, n-ai auzit? Că unul călcază în trapperi. Al trei curs, pleacă mă. În stânga după Petru. Băi, omor ursul, că mă omoară. Mamă, mai încet, nu puteai, nu? N-am silencer. Bă, și la mine vine unul, și vine unul din partea asta, l-am auzit cum tropă e pe aici. Pe pietre, toată lumea! Păi vezi că de pe pietre vine. Nu urcă ăsta pe pietre, mă, de astea, mă. Ba da. Urcă? El trece prin. Prin orice. Îl văd, fuge ăla care e. Te-ai chinit. Hai după el. I-am prins hit, hello. Nu fuge, stai să se uite după noi. Nu știu ce face. Nu, nu-l mai văd. Se iei după pietre, de home, bro. I-a dat una. Oh, ok, bun, atunci nu poți să-ți dea. Fă pot, fuge, rapid. Da, fuge. Fuge mai sus, o fuge mai sus. Mamă, bă, sunteți criminali cu podurile astea ale voastre. Să mor, dar nu. Mi-a zis că a plecat mai sus pe munte. Ok. Al dracu pot, bă, expectre, bă. Eu văd că tot l-am făcut. Acolo era pe mare. Păi, te dădeai și tu mai acolo și făceai puțin sub apă. Bă, pe aici am luat sub acolo. Așa, pe ne merge strict pe urmă. Păi de asta zic. Faza nasoală că dacă mă așteaptă după piatra, n-am de unde să știu. Da, corect. Dar nu cred că așteaptă el să se bată. Rar. Mai știi ce pro player e? Mm-hmm. De obicei vezi că e campează, mă. Deci bă, nu se bă, moftic, mă, că n-am filmat faza dacă, aia, mă. Dacă te văd ăștia, vezi că gen direct e full, nu o să stea niciodată la bătaie, îi cunosc bine. Da, de ce te auzi așa încet? Ia stai, te-am dat eu mai tare, gata. Moftic că n-am filmat faza aia, cum am intrat pe server, m-au văzut, n-aveam nimic, m-a lăsat, a venit demon șmecherul, m-a omorât. Spate! În spate, da. La aia e. Eu din față am auzit. A venit demon, m-a omorât, după am zis, bă, hai că-mi fac cu armă, ce poate să iasă, oare? Îmi fac rost de o armă cu niște gloanțe și vin. Da bine, duseseră deja itemele acasă. Unii aveau high quality-ul meu și l-am lăsat la... la ăsta. La sniper acasă. Ta-da! Surprise, m-a încearcă spate. Să-mi pice netul, că am... mă dă înapoi, gen, știi, de la net. Dar nu poate. Vezi că tot... What? 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 Eu cum avem piatră? Violation level, ce ai făcut? Am luat pe piatra, că am urcat bine. Doi pe piatra, unul mor. Da, i-am văzut, nu stați în câmp deschis, nu stați în câmp deschis. Unu e mort. Bă, de ce mă dă înapoi, mă? Așa am și eu, deci nu e de la mine, de la net, nu? Nu, no, cred că e de la server. Ok. Vă dă și vouă violence. Unul e mort acolo pe stânci. L-am omorât direct. Păi și traversăm, trebuie să o luăm pe podulețul ăla. Ați traversat, mă, deja? Da, noi suntem aici. Bravo, mă! Nu zice și mie, bă, hai, traversăm. Noi ne-am dus eu, l-o. Vezi că ia pe piatră. Spune pe stânga, mă duc. Mamă, mă, dar mă dă înapoi. Nebre, ai murit sau ești părăduit? Nu știu. Ești receiving that. Ok. Ați ajuns pe piatră? Da. Unde? Bine. Bă, de ce îți dă? De ce vă dă kick? Nu știu. What? Cred că plătează cineva serverul sau nu știu. Bă, că altfel dădea la mai mulți.
N-am murit, eu sunt aici. Eu doar pe piatra. Poți să-mi ia la item. Nu, că suntem noi aici. Ok. N-am înțeles. Te văd. De unde trăgea ultima oară? Păi i-au murit. Oh, ok. Unul l-am omorât eu, unul XP. Păi și cine era? V4 L, nu știu okay. Cum, și Himalaya Gold. Ok. Lol, de-abia acum ați văd armură. Da, bun, în fine, cam, acum știți de ce nu-mi place să nu joc cu român pe server. Nu cam ceva apare de ei, dar mare parte cei care îi găsesc eu. Bă, la baza de jos. Din la mare parte ce... E în interior unul. E unul înăuntru. E unul mort, nu? E mort, a murit. Nu. Nu, a murit. Nu, bine, o mai fi unul, lasă că a murit, nu te baza pe asta. Care e ăla de jos? Alo. I-am dat cap, i-am dat cap. Vezi că o sărit. Are capul luat. Expect ăsta. Unde-i, mă? Deci acolo în interior. Ia, stai, mă. Urcați-vă. Are un cap luat. Nu pot. Dat. Nu merge, trebuie să sari și tu. Am căzut în bază, ba nu. Vezi acolo, fata, acolo trebuie. Killtox, boost. Ai căzut. Păi... Killtox. Dai. Hai, sar pe mine. Stătea AFK și-am dat un cap. Efectele, vezi că o să te moare de-aia. Da, e acolo. Stai mă, deci o să mă duc altfel. Stai că te boostez, eu trec, sur, că te bă, pune. Bă, pe piatra asta stați, mă. Stai în colț. Am picat pe munte, că-l vedeam. Killtox, stai la boost. Bă, what the fuck? De ce tot îndrăchit? Vreau să-mi blocă-te aici. Bă, mi-a dat-o! Bă, mal! Mal! I-am dat cap. Unde e? Hai pe el! Îl văd! Mi-a dat cap! Fac! Nu înțeleg de ce tot îndrăchit. I-am dat-o. L-omoară. Unde-i, mă, ăla? Pe mal, sus de tot, pe pietre. L-am văzut. Îl pușez, stai. Dacă fuge jos. Stai acolo, stai, iau armele, să fiu sigur că nu faci ceva. E mort. L-am omorât. E pe jos? Da, l-am omorât, e mort. Cine era? Paladin? Paladini. Bă, expectule, ce dracu ai făcut? Bă, mi-am luat hit. Bol. Ai dat pe ăla? Da, mă, l-am omorât. Killtox pe căcatul ăla de piatră. L-ai lutat, am zis, l-am omorât pe mine jos. Da, l-am lutat. Mamă, slow de tot, Killtox. Nu să ies. Stai, că te scot eu. Dă-te. Trex, vină repede și ajută-mă, că sunt mulți aici. Stai, că stau cu boltul. Bun. E mort. Încă unul. Dar nu știu dacă îmi bate boltul până acolo. Cine dă cu... Eu, ca să-l scop pe expect. Unde sunt mai exact ăia? I-am omorât pe toți eu cu Killtox. Bă, tu ești bun să mori. Virtual? Nu, da. Bă, ai medicalul alea, zi, medikituri. Nu am medikituri, am... Mă, cred că și ăla se blocase în baza asta, mă, și voiau să spargă. Păi, din moment ce erau doi sus, gândește-te. Stai să-mi dau și eu monitorul mai luminos. Hai înapoi acolo. Ăla a dat disconnect, rage quit. Și paladinii, au dat rage amândoi. Ok, bun. Hai să ne urcăm înapoi, da. Da, hai să ne urcăm. În fine, episodul ăsta vă las aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Acum știți, în mare,
motivul pentru care eu încerc să nu aduc români pe serverele pe care filmez, nu ăsta pe care fac live. Ăsta a fost ca o mică paranteză să vă demonstrez de ce nu-mi place mie să fac chestia asta. Sunt ăștia pro playeri doar în tastatură, aparent. De 4 full gear versus 1 cu un M4 și n-aveam nici muzzle brake pe el. GG, bă, clanul tău e aur. Aștept comentariile alea de The Roast. Fantome. Bun, hai că noi ne vedem data viitoare. Baftă, nu uitați de like. Pa, 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 pam.